Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de ploi însemnate cantitativ strat consistent de zăpadă și polei. Codul este valabil începând de astăzi, de la ora 18, până mâine 28 noiembrie la ora 12 și vizează întreg județul și inclusiv Piteștiul. Conform ANMN, intervalul menționat în Oltenia și în cea mai mare parte a Muntenii și a Dobrugei, dar și în sudul Moldovei, vor fi precipitații mai ales sub formă de ploaie, iar cantitățile de apă vor depăși 20-25 de litri pe metru pătrat și izolat vor ajunge până la 50 de litri. Precipitații mixte se vor semna la An Banat, precum și în zona Carpaților Orientali, în vestul și nordul Moldovei și local în Transilvania, acolo unde se va forma Polei. În munții Banatului și în Carpații Meridional vor predomina nisorile și se va depune strat nou de zăpadă consistent. În regiunile sudice și sudestice, dar și pe crestele montane, vântul va avea intensificări temporare cu rafale care vor depăși local 55-65 de km la oră. În după amiaza zilei de 28 noiembrie și noaptea de 28 spre 29 noiembrie, precipitațiile se vor semnala pe arii mai extinse și în regiunile intercarpatice și vor fi sub formă de ploaie la poviță și ninsoare.